Bună seara și bine v-am găsit! Deși nu este o regulă scrisă, în societatea noastră unele meserii sunt practicate de bărbați, iar altele sunt destinate femeilor. Sunt profesii care cu greu și-au găsit genul feminin în limba română și totuși există femei în România care s-au încăpățânat să creadă că orice meserie făcută de bărbați poate fi practicată și de doamne. În seara aceasta vom cunoaște trei femei care au avut curajul să îmbrățișeze profesii destinate sexului tare. Un chirurg, un șofer de tir și un șofer de taxi. Care este povestea lor vom afla în această ediție la SOS. Virginia este taximetristă de mai bine de 8 ani de zile. Dar cum a ajuns ea să aibă tocmai această meserie când se spun atâtea și atâtea despre femei la volan? Aveam mașină, îmi place foarte mult să conduc, vedeam foarte multe taximetre care de foarte mulți ani mă plăceau și mă tentau și m-am zis de ce nu. Știam că pot să fac față, și am zis de ce să nu încerc. Primele temeri au fost cunoașterea orașului, cunoașterea străzilor. Orașul are foarte multe străzi, îți dai seama doar când circul pe fiecare în parte. Am lucrat foarte mult noaptea și noaptea am învățat taximetria. Colegii m-au ajutat foarte mult, noaptea orașul este liber și am putut să învăț străzile, adresele. Pentru Virginia, taximetria este o plimbare prin oraș, un mod de a cunoaște tot felul de oameni și, de ce nu, un mod de a-și cunoaște orașul. Îi place așa de mult ceea ce face, încât nici măcar traficul de la orele de vârf, care ne enervează pe cei mai mulți dintre noi, nu o poate face să lase volanul din mână. Atunci când o vezi pentru prima dată pe Alina, nu îți poți imagina că ar putea să fie șofer de tir. Condusul mașinilor mari este însă o tradiție în familia ei. Atât tatăl cât și mama ei sunt șoferi de tir și au propria lor firmă de transport. Și atunci, ce putea Alina să-și dorească mai mult decât să meargă și ea în curse alături de familia ei? Eram tot timpul cu tatăl meu, adică la început până m-a inițiat și așa, eram cu el, m-a ajutat în orice domeniu și a fost un bun mentor, adică îmi dădea toate sfaturile, cred că cele mai bune pentru fica lui, vă dați seama. Avantajul meu a fost că înainte, când am început eu, prin 2005-2006, nu prea erau mult mai puțini îngăgiți pe camion și a fost o senzație foarte faină când toată lumea mă felicita, avea așa, o reacție foarte bună. Alinei nu este teamă de accidente atâta timp cât este atentă și respectă cu strictețe regulile de circulație, iar sfaturile tatălui ei au ajutat-o tot timpul să se țină departe de pericole. În parcări, în special, toată lumea mă abuzează cu întrebări, cu tot felul de chestii, cum de am curajul să mă duc, de ce mă duc. Mă duc pentru că îmi place, nu mă duc niciodată, n-am fost obligată de cineva să mă duc. Pentru chirurgul Smaranda Iștoan, o zi de lucru începe obișnuit. Raportul de gardă, vizita bolnavilor și apoi partea cea mai interesantă, operațiile. Și de aici încolo începe, dacă o să spun necunoscutul, poate că va suna un pic nepotrivit. Dar fiecare pacient îți poate oferi o surpriză. Deci oricât de bine te-ai pregăti, nu știi niciodată ce te așteaptă după ce intri în sală și după ce deschizi bolnavul pe care l-ai pe masă. Și atunci ziua noastră începe, dar nu se știe niciodată când se termină. Cum trebuie să fii ca să ai o meserie în care răspunderea este atât de mare și unde orice greșeală poate fi fatală? Există un principiu în medicină pe care îl învață toți studenții din primii ani de studiu, și care spune primum non nocere, deci prima dată să nu faci rău. Asta e principiul nostru de bază și în special în chirurgie, unde un milimetru în plus sau în minus poate să coste viața bolnavului, chiar fără nicio exagerare, pentru că lucrăm cu nervi, cu vase de sânge, cu organe importante și așa mai departe. Așa că asta ne ghidează tot timpul. Fiind femeie chirurg, pot exista atât avantaje cât și dezavantaje. Chiar dacă are o meserie solicitantă care ocupă mai tot timpul, Smaranda Iștoan nu a regretat niciun moment că și-a ales această meserie.
seara și bine v-am găsit, doamnelor! Bună seara! Bună seara, doamna seara. Doctor Iștoan, doamna Ola Sutean și Alina Cociș! Bună seara! V-aș ruga să ne spuneți fiecare dintre dumneavoastră care este meseria pe care o aveți și cum v-ați ales această meserie, care este povestea alegerii meseriei dumneavoastră. Spuneți, doamna Iștoan! Începem în ordine. Eu sunt chirurg și meseria mea am ales-o simplu pentru că îmi place. Sunteți chirurg în ce domeniu? Chirurgie generală. Și cum ați ajuns să faceți chirurgie? Că ați dat la facultate de medicină, cum ați ales asta până la urmă? În primul rând am ales medicină, specialitatea pe parcurs. E foarte greu să spui cum alegi o specialitate sau alta. Singurul criteriu pe care pot să vă spun în continuare este că am ales-o pentru că îmi place și n-aș fi făcut altceva și în continuare n-aș face altceva decât asta. Este o meserie care este dominată de bărbați în urmă, categoric, nu chirurgia. Categoric. Categoric, deși sunt la momentul actual în Cluj, deja sunt mai multe femei chirurg și perspectiva este, avem și rezidenți de sex feminin. Deci, cam de cât timp a început direcția asta așa cu mai mulți chirurgi de sex feminin? Nu știu dacă aș putea spune că e chiar o direcție, pentru că e o alegere personală într-un final. Deci fiecare își alege potrivit cu inclinațiile lui, cu posibilitățile pe care le are la momentul respectiv sau știu eu, curajul probabil, pentru că toată lumea consideră că trebuie să ai curaj să faci așa o meserie, deși nu e chiar adevărat. Probabil că există o deschidere mai mare în acest moment. Deci în Cluj, din câte știu, deschizătoarea de drumuri în acest domeniu a fost doamna doctor Ilico Sabo de la Chirurgie 1. Mai există la Chirurgie 1, deci dânsa e pensionată în momentul de față. Există la Chirurgie 1 o altă doamna doctor chirurg, doamna doctor Emilia Feti. Și în spitalul nostru mai am încă o colegă, medic specialist chirurg și două rezidente din ani diferiți. Deci suntem deja o echipă. Care este domeniul din chirurgie care este cel mai puțin acoperit de femei? Chirurgia generală. Chirurgia generală? Da, pentru că e partea cea mai vastă. Practic implică tot, în afară de cap, torace și cord vase, noi acoperim tot restul. Mulțumesc, doamna Ola Sutean. Spuneți-ne care este profesia dumneavoastră, de când o practicați și cum de-ați ajuns să o practicați până la urmă? Profesia mea este taximetrist și profesez din 2005. Deci este o meserie recentă până la urmă pentru dumneavoastră. Da. Înainte ce ați făcut? Am fost lucrător comerciant. Am văzut mult taxiurile în Cluj. Am avut o tentație de foarte mulți ani și până la urmă, în 2005, am hotărât să încerc. V-a fost greu la început? Foarte greu, deoarece n-am lucrat niciodată cu bărbați și nu cunoșteam orașul cu lux de amănunt. Dar cu ajutorul colegilor am reușit să cunosc chiar destul de repede orașul și să pot să lucrez lejer și degajat. O să ne întoarcem la povestea dumneavoastră cu domnii din meseria în care lucrați, că până la urmă ați avut noroc cu o parte din domnii cu care ați lucrat, dar înainte aș vrea să o cunoaștem și pe Alina Cociș și așa, prin excludere, cred că v-ați dat seama că Alina este la partea cu tirul, dacă vă vine să credeți. Și o lăsăm pe Alina să ne povestească. Da, foarte puțină lume crede că sunt șoferiță de tir. Îmi place foarte mult chestia asta, o fac din pasiune. Mie îmi place să spun că e o moștenire de la tatăl meu, pentru că el, fiind șofer, povestește cu atâta pasiune de camioane, de drumuri și de alte minuni care se întâmplă prin lume, de îți vine să te duci să vezi dacă chiar este așa, să te convingi. Și așa m-a convins pe mine, indirect, că nu se gândea el vreodată că o să îi urmez pe urmă, îi cal pe urmă. Și la 18 ani mi-am făcut permisul de conducere. Da, ca și să nu se interpreteze că am rămas doar la studiile de șofer de tir. Am făcut management la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor la Babeș-Bolyai
și chiar și masteratul în management contabil, audit și control. Deci până la urmă meseria ta este în domeniul economic și să înțeleg că practic mai degrabă din pasiune. Deci eu sunt manager de transport momentan, dar din când în când îmi place să mai iau drumurile Europei și pentru mine e mai mult o relaxare. Nu ți-a fost frică? Nu, pentru că la început și acum mă însoțește tatăl meu în majoritatea drumurilor, e alături de mine și n-am nicio cea mai mică impresie de frică sau ceva de genul ăsta. Povestește-ne care ți-au fost piedicile și am să le rog și pe doamne să ne spună lucrurile astea. Care au fost piedicile care ți-au fost puse sau peste care a trebuit să treci până în momentul în care ai putut să spui ok, acum sunt în siguranță? Pentru mine n-a fost nici o piedică. Deci singurele chestii au fost că trebuia să dau atestat, cartografic, de să mă pun în rândul șoferilor adevărați cu toate actele la zi. N-a fost o piedică pentru mine, nu m-au descurajat chestiile astea, pentru că le-am făcut cu cea mai mare plăcere, am învățat, cunosc toată legislația fără cea mai mică problemă. Deci nu, acestea n-au fost piedici pentru mine. Și în călătoriile tale n-ai întâlnit nimic care să fie un impediment? Toată lumea se gândește dacă ți se defectează mașina, dacă ajungi undeva unde nu poți să te mai întorci sau chestii de genul ăsta. Am fost preventiv întotdeauna, mi-am asigurat mașina, mi-am verificat-o din timp, reviziile la timp și n-am avut probleme de genul ăsta. Doamna Olasutea, dumneavoastră ce probleme ați avut? Probleme n-aș putea să spun că am avut. Doar o pană sau... Dar așa cum v-am spus, marea majoritate a colegilor sunt foarte sociabili, foarte drăguți, îți sar în ajutor. Deci eu chiar le mulțumesc, pentru că la început am fost foarte descurajată. Nu cunoșteam orașul, nu am lucrat cu bărbații niciodată, nu știam care o să fie reacția lor. Dar, din potrivă, vă spun, sunt foarte sociabil, îți sar în ajutor. Deci, și e ceva care îmi place. Cred că în orice domeniu reziști doar dacă îți place. Vă văd că aprobați. Da, are foarte mare dreptate, doamna. Și atâta timp cât faci o meserie care îți place, nu pot să consider că ți-e greu. Mie mi s-ar părea greu să fac ceva care nu-mi place. Sau chiar imposibil, nici nu văd rostul să faci ceva care nu-ți place. Atâta timp cât te pasionează meseria, poți să treci peste orice piedici. Și întrebați de piedici, piedicile pot să fie la nivel personal. Deci poți să te lupți tu cu tine ca să-ți faci, să ajungi la performanța pe care o dorești. Piedici din afară, mai puțin. N-aș putea să spun că au existat. Și, așa cum spuneați la început, e considerată o meserie caracteristică masculină. Bărbaților. Poate pentru că e o specialitate mai solicitantă. Eu o văd ca pe oricare altă specialitate. Toate specialitățile medicale sunt dificile. Deci, noi plecăm de la munca cu bolnavul. Asta e la bază. Și știți că nu e ușor să lucrezi cu oamenii, cu atât mai puțin cu oameni bolnavi. Orice specialitate medicală presupune dăruire. Poate la noi, știu, presupune un pic mai mult solicitare fizică. Cum au reacționat bărbații din domeniul medical? Știm că este un mediu destul de competitiv. Da. La nivel de competiție, cum a fost? Cred că atâta timp cât nu-ți propui să dovedești ceva cuiva, ci pur și simplu îți faci meseria, nu e o problemă. Deci, practic, competiția noastră, așa cum vă spuneam, e nu între noi, ci cu bolnavul. Acolo e scopul meseriei noastre, acolo obținem rezultatele, deci nu se pune problema să concurăm între noi. Concurăm cu timpul, cu problemele pacientului, cu diagnosticul și ideea e să ajungem la o rezolvare pentru omul pe care îl avem în grijă. Restul
sunt colaterale. Dumneavoastră lucrați într-un mediu unde dedicarea, nu doar din punct de vedere sufletesc, să zic așa, este foarte mare și din punct de vedere al timpului pe care trebuie să-l dedicăm acolo, să stăm mult timp într-un spital. Așa-i. Știm că avem nevoie în orice profesie de suportul familial. În cazul dumneavoastră, suportul familial a trebuit să fie și în acceptarea cantității mari de timp pe care o petreți acolo. Până Da, e adevărat. Deci suportul familial a trebuit să fie maxim, și putea să spun. Pentru că presupune într-adevăr un mare consum de timp și de energie. Poate că prin asta e mai solicitantă decât alte specialități, pentru că presupune prezența ta fizică un timp mai îndelungat sau mai mare porțiune din cele 24 de ore, plus studiu și așa mai departe. Deci familia, într-un fel, e sacrificată. Familia dumneavoastră cum a reacționat când a aflat că doriți să faceți această meserie care până la urmă presupune, nu știu, și ture de noapte, de exemplu, care pot să fie periculoase? Nu suntem cu ture. Aici tocmai că este programul lejer, lucrezi câte ore poți, câte ore vrei și nu ai un program. Nu ai un program anume, lucrezi tură de noapte, tură de zi, de la ora cutare până la ora cutare, deci este lejer programul. Dar fiind o meserie relativ atipică pentru o femeie, pentru dumneavoastră cum a reacționat? Dumneavoastră ați primit reacțiile familiei sau familia cum a reacționat când a fost? Foarte bine. Bine, deci nu am avut probleme de genul ăsta. Deci a fost alegerea mea și a fost respectată. Deci trei doamne foarte norocoase. Da, eu recunosc. Alina, tu trebuie să fii plecată mult timp, săptămâni întregi. Mă gândesc că mai ales când bați drumurile Europei, cum spui tu, durează ceva. Da, așa este. Sunt destul de mult timp plecată. Dacă pornesc într-o cursă, mă reîntorc peste un anumit număr de zile. Depinde de traseu. Care a fost cea mai lungă? Cred că Anglia a fost cea mai lungă cursă pe care am făcut-o, dar m-am axat pe Italia. Îmi place foarte mult Italia și ne încadrăm într-un program de 20 de ore, cum suntem în doi, cum lucrăm în doi. Și atunci facem doar o pauză de 9 ore. Eu pot să pornesc luni în cursă, să ajung pe miercuri seara, pe joi dimineața să fiu acasă. Nu e foarte greu, chiar îmi place foarte mult. În special că lucrez împreună cu familia mea. Și dacă tot puneați întrebarea că cum a reacționat familia, ai mei m-au încurajat și au fost alături de mine. Și cum ziceam, e o pasiune, deci nu mă obligă nimeni, nu mă forțează nimeni să fac ceva ce nu mi-ar plăcea. Chiar doar atunci când vreau să mă relaxez, e o oportunitate foarte bună să plec undeva în altă parte și să mai văd ceva nou. Mie îmi place să văd și obiceiuri, tradiții din anumite orașe. Pe lângă drumurile care le mă duc și lucrez, pot să mai și vizitez sau să mai cunosc anumite tradiții sau să văd alte locuri. Este de câțiva ani încoace așa un demers feminist care spune că femeia trebuie să fie percepută egală bărbatului din toate punctele de vedere. Ce părere aveți despre lucrul ăsta, dat fiind faptul că ați început să lucrați sau că lucrați într-o meserie caracteristic masculină? Cred că e o prejudecată să gândim că există meserii pe care le pot face numai bărbații și în care noi n-am avea acces. Eventual acolo unde efortul fizic pe care îl impune meseria respectivă ne depășește posibilitățile. Altfel nu văd de ce ar trebui să gândim așa. Mă asigur că fiecare își alege meseria în funcție de dorințele proprii, de posibilități și de alte criterii, dar nu cred că asta ar trebui să fie o piedică în gândirea nimănui. Important ar fi să-i facem pe bărbați să gândească altfel. Femeile au început să gândească bine și au început de mult să gândească bine. Trebuie să aibă și curajul să meargă mai departe decât să gândească un lucru. Și oricum nu văd o problemă în a-ți alege o meserie. Și nu cred că asta trebuie să fie
piedică, să gândești de la început meseria asta, la asta nici nu mă gândesc pentru că asta e o meserie pentru bărbați sau ceva de genul ăsta. Dumneavoastră, ce părere aveți despre acest curent? Sunt de acord cu doamna. Sunt foarte mulți bărbați, în schimb, care nu pot să facă ce fac femeile. De exemplu? Femeile pot să facă ce fac bărbații, dar bărbații nu întotdeauna. Asta ca să fiți așa, în trendul feminist. Păi, da, așa, asta este. Deoarece o femeie se duce dimineața sau, mă rog, când se duce la servici, dar vine acasă, gătește, calcă copii și așa mai departe. Bărbatul nu face chestia asta. Bărbatul vine acasă, mănâncă și e foarte obosit. Cred că nu face asta că n-are un model. Că dacă avea un model în familie care a făcut lucrul ăsta, de obicei familia nu te învață astfel de lucruri. Te învață că femeia trebuie să fie cea care gătește și bărbatul cel care aduce bani în casă. Apropo de chestia asta, este tipic ca bărbații să câștige mai mult decât femeile, însă se pare că sunt tot mai multe cupluri în care femeia câștigă mai mult decât partenerul de viață. Lucrul ăsta cum vi se pare? Pe atâta timp cât se face o concurență între ei doi, este foarte bine, este foarte ok. Dar atâta timp cât lăsăm partenera să aducă mai mulți bani sau partenerul, chiar nu e bine. Dar atâta timp cât se face o concurență care câștigă mai mult, care aduce mai mulți bani, este foarte bine pentru familie. Este foarte bine să se facă o concurență între ei doi. O să vreau să discutăm și despre viața de cuplu și cum au decurs relațiile dumneavoastră. Și aici avem o poveste a Alinei care ne spunea și înainte de a intra în emisiune cum mi se întâmplă ei în aș găsi un partener de viață. Dar luăm o scurtă pauză. Nu uitați că puteți să ne sunați la 0264 504 866 sau puteți să ne lăsați un mesaj pe Facebook. Ne vedem în scurt timp.